Astăzi, în jurul orei 8:20, poliția municipiului Lupeni a fost sesizată despre faptul că pe bulevardul Păcii, din aceeași așezare din Valea Jiului, a avut loc un accident rutier, fiind accidentată o localnică în timp ce traversa strada. Polițiștii au stabilit faptul că un bărbat de 54 de ani, tot din Lupeni, care conducea o auto-utilitară pe bulevardul Păcii, în zona unei treceri de pietoni, a acroșat victima care s-a angajat în traversarea străzii. Victima accidentului, o localnică de 58 de ani, a fost transportată la Spitalul Municipal Lupeni, unde, din păcate, a fost declarat decesul acesteia. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au stabilit faptul că un bărbat în vârstă de 54 de ani din municipiul Lupeni, care conducea o auto-utilitară pe bulevardul Păcii în zona unei treceri pentru pietoni, a acroșat o femeie în vârstă de 58 de ani din Lupeni, care s-a angajat în traversarea străzii. Victima accidentului a fost transportată la Spitalul Municipal din Lupeni, însă, din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, aceasta a decedat. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală. Dacă va fi găsit vinovat, șoferul implicat în accidentul rutier de la Lupeni riscă o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 2 și 7 ani.